Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi și frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. Pierdere și transformare. Cum gestionăm momentele dificile, momentele aproape insuportabile din viața noastră? Alături de noi este Daniela Luca, psihanalist, doctor în psihanaliză la Universitatea Paris 7, președintele Asociației Româno-Franceze de Psihoterapie, de asemenea psihoterapeut. Și astăzi vorbim despre un subiect și despre o carte foarte dragă nouă. Ne este atât de dragă cartea și autorul, încât noi am început discuția înainte de a înregistra acest material, acest interviu. Este vorba despre Vrena Cast, Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic. În ultimul an au venit peste noi, cu această pandemie, foarte multe crize, le-aș numi eu. Fie că vorbim despre principala criză, cea medico-sanitară, apoi, bineînțeles, au succedat și crize financiare, crize economice, oamenii și-au pierdut joburile. De asemenea, vorbim despre o criză existențială, da? La nivel existențial, vorbim despre angoasă, vorbim despre o criză identitară, o criză a identității individului. Vorbim despre foarte, foarte multe pierderi, poate pierderea vieții în cuplu, poate pierderea unui statut socioprofesional, de asemenea puși față în față cu boala, iată o paradigmă, o schimbare, o lecție de viață, dacă o putem numi așa, foarte extrem de multe pierderi. Probabil că a scăzut și sau s-a diminuat libertatea de mișcare prin restricțiile sociale. N-am mai călătorit atât de mult. Ducem dorul prietenilor, al vacanțelor și al călătoriilor. Iată, dacă stau bine să mă uit, pierderi aproape pe toate palierele vieții noastre. Și aș începe discuția noastră despre pierdere, pentru că pierderea, iată, este, așa cum sugerează și titlul campaniei, pierderea este urmată și de transformare. Nu rămânem doar în faza de pierdere. Încercăm să găsim sau să regăsim sensul vieții și după pierdere vine transformarea. Și cum vine această transformare? Ce reprezintă toate aceste pierderi? Mă gândesc că sunt niște lecții de viață, așa cum am spus, și sunt și niște oportunități. Ne scoate pe noi pierderea. Și noi discutam înainte și asociam pierderea cu iminența, am putea spune, sau nevoia de schimbare. Indiferent că este o nevoie pe care noi o înțelegem și ne-o asumăm și ne-o dorim, sau pentru că suntem puși realmente în momentul în care ne moare un părinte sau în momentul în care suntem în fața unei despărțiri sau unui divorț sau, Doamne ferește, ne moare un copil, cumva noi suntem nevoiți la un nou mod de viață, adică la a trăi fără acele persoane cu care noi am relaționat atât de mult timp. Și mă gândesc, pierderea ne scoate din această zonă de confort în care noi eram obișnuiți, ne duceam traiul liniștit, să spunem. Și iată, vine o astfel de dramă, o putem numi, care ne schimbă absolut totul, ne transfigurează și ne schimbă probabil și modul de a vedea viața până la urmă. Bun regăsit și la această nouă temă care, iată, ne cutremură și ne tulbură și ne face pe toți să privim introspectiv și înăuntru și în afara noastră totodată. Și mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vorbi despre tema aceasta zguduitoare și pe marginea acestei cărți, care a fost un sprijin realmente vital în această perioadă, în ultimele săptămâni de când am parcurs-o, pentru că
scriitura Verenei Cast, în afara faptului că este extrem de filigran și extrem de estetică, are o scriitură deosebită frumoasă, doar, și nu doar ca specialist, nu doar ca psihoterapeut, ci și ca gândire umană, ca profunzime și ca o capacitate extraordinară de a lega împreună registrul simțirii și al gândirii și capacitatea de a transforma și de a transpune în cuvinte, mai ales în experiența sa umană și experiența sa terapeutică, mi-a deschis multe alte registre de căutare în mine însămi și de căutare de sens și iată că ating exact o cheie esențială în aceste luni sau poate acești ani care vor urma, da, de a îndura, da, pandemia și mai ales efectele ei. Pierderi. Ai numit o serie de pierderi cu care noi, probabil, oamenii am fost mai mult sau mai puțin experimentați, da, de-a lungul vieții fiecăruia. Cu siguranță fiecare a avut o pierdere mai înalt semnificativă sau mai minuscul semnificativă. Cu siguranță nu se referă pierderea doar la doliu sau moartea cuiva drag, cuiva care ne-a locuit sufletul și trupul și mintea o perioadă, pierderile sunt multiple, dar cred că ce a avut cel mai mare impact și ce are cel mai mare impact, de asta am spus cutremurător și zguduitor, este sensul a ceea ce se întâmplă, ceea ce se întâmplă cu fiecare din noi, ceea ce se întâmplă cu fiecare din cei dragi ai noștri, ceea ce se întâmplă, da, cu sensul nostru existențial, într-o lume care este la rândul ei sub valurile, nici nu mai putem spune valurile acestei pandemii, da? Și ce produce de fapt pandemia la nivel de pierderi pe toate planurile, chiar și spirituale. Sunt niște transformări vertiginoasă în perioada aceasta ca să poți să faci față ca omenaș simplu, cum îmi place mie să spun. Realmente, da, treci prin niște transformări fenomenale, poate într-un ritm mult mai acerb decât un ritm obișnuit într-o pierdere de zi cu zi sau într-o pierdere cotidiană. De ce oare ne simțim în perioada aceasta, și cum spunea și Verena Cast, da, de parcă ne-am pierdut sensul vieții, sensul propriei ființe, sensul existenței împreună cu celălalt, sensul relațiilor în care ne guvernează viața, tocmai pentru că această perioadă pandemică atacă cumva, da, cele mai importante resurse vitale. Atacă sinele nostru profund, da? Atacă legăturile de viață cele mai semnificative, atacă valorile noastre, da? Se produc și schimbări axiologice în perioada asta, nu numai schimbări ale unui mod de a trăi sau unui mod de a vedea lumea și viața. Realmente, ca să te poți reașeza în ce confort, într-o zonă cât de cât de echilibru, da, zi de zi, e necesar să-ți construiești, să-ți reconstruiești sau să regăsești, da, zone vital sănătoase, material și nemateriale, să spun așa, în care să poți să te sprijini și să faci față împreună cu ceilalți la ce ți se întâmplă, la ce ni se întâmplă tuturor. Pentru că această pierdere colectivă pe care o trăim, da, la nivel global, la nivel mondial, incertitudine, nesiguranțele, starea de solitudine, starea de derută, neîncrederea, nu știi ce o să se întâmple peste o lună, peste 6 luni, peste un an, încotro se duc toate acestea. Ce rămâne din
scrierile noastre, ce rămâne din oamenii pe care îi iubim, ce rămâne din profesia noastră, ce rămâne din modul nostru de viață, da, cu care eram obișnuiți, da, sau cu care am încercat să ne obișnuim în acest an de zile. Ce m-a tușat în discursul Verenei Cast în deosebi este că pune în deosebi accent pe recunoașterea a ceea ce ești și ce ți se întâmplă. Să te poți baza în acest sine pe care oricât de lezat, atacat, sângerând, chinuit, suferind ar fi, este singurul care te definește și singurul care îți rămâne. Și să poți, da, dincolo de suferință, de durere, de însingurare, de angoasă, da, de jelire, da, și de durere și sfârșiere, da, să-i poți găsi resursele vitale, să-ți poți găsi resursele vitale și ce este prețios în viața asta pentru tine. Și sigur că ar putea suna simplu și banal, chiar viața este prețioasă. Chiar viața. Cred că nu ajungi să prețuiești cu adevărat, da, tot ce este esențial în viața asta decât într-o astfel de perioadă. De ce spuneam că este inevitabilă schimbarea, și așa cum ai subliniat și tu, și așa cum pune în discuție și Verena Cast, pentru o astfel de perioadă, oricât de paradoxal sună, este și o provocare spre transformare, o provocare spre schimbare, o provocare spre metamorfoză. Da? Atâta timp cât există o forță vital creatoare în noi înșine, nu doar în sensul unei supraviețuiri din disperare, ci realmente să găsești, da, căi de transformare a ce se întâmplă. Și în momentul acesta, da, fiecare din noi, atât timp cât, da, reușim să creăm sau să facem, să realizăm ceva ce ne definește, în cabinetul nostru de terapie, cei care sunt terapeuți, scriind, traducând, redactând, interviuri, opere de artă, conferințe, congrese, seminarii și așa online, că mă și gândeam, cum am fi suportat noi toate astea acum 30 de ani dacă s-ar fi întâmplat? Cum am fi suportat noi izolările când realmente am fi rămas cu prea puține resurse de comunicare virtuală, na, cu ceilalți, cu cei de peste mări și țări, să zic, cu familia care este în alt oraș? Cum am fi suportat noi tot vuietul și vaietul totodată pe care îl aduce acest moment pandemic în viața noastră, fără să știm dacă cel dintr-un oraș sau alt oraș e în viață, nu e în viață, e suferind, nu e suferind, îl mai regăsim, îl vom mai regăsi. Și ce mai este important în aceste pierderi, mai ales în pierderile ființelor dragi, este faptul că, așa cum spuneai și tu, mai mult decât un obiect, un ideal, un plan de viață sau un standard, să spunem, profesional sau social, pierderea cuiva foarte drag de suflet, da, lasă un gol, un vid, aș putea spune, în urma sa. Și în perioada asta nu se pierde doar un om drag. Da? Sunt, cunosc situații în care cineva a pierdut 3 persoane dragi în 3 săptămâni, 3-4 săptămâni. Tatăl și bunicii. La un... Așa, văzând cu ochii. Și te întrebi, da, în momentul acesta, ce rămâne din tine când, iată, îți pierzi rădăcini interne, da? Îți pierzi o parte din arborele tău genealogic, da? Îți pierzi o parte, da, din cei care te-au plămădit și sau au crescut și s-au crescut în sufletul tău cumva și rămâne zona asta de, da,
gol, vid, existențial în sine. Și atunci, sigur, o perioadă vei fi îndurerat, revoltat, furios, mânios, angoasat, revoltat și cu remușcări și cu vinovății și cu tot ce aduce, da, tumultul emoțional, furtuna emoțională pe care o aduce o pierdere semnificativă. Și este foarte greu să faci față, dar nu se poate fără. Sigur că sunt și persoane care se împietresc. Mi-amintesc de cineva care a avut parte de un lanț de pierderi semnificative în scurt timp, nu era în perioada pandemiei, și care se împietrise atât de feroce după fiecare pierdere, încât, așa cum spunea la un moment dat, eu îi îngrop pe toți. Și dezvoltase un întreg ritual al îngropării, înmormântării pomenilor, și foarte organizată și foarte tipicară în tot ce era de făcut. Rămâneai și uimit cât de ușor se putea descurca cu toate cele. Și pentru vecini începuse să-i ajute să înmormânteze când murea cineva sau alții cunoscuți, prieteni. Și la un moment dat, nu, întreb: dar tu când plângi pierderile tale? Tu când îți dai voie să suferi? Dincolo de piatra asta, da? Că era ca o piatră funerară, de fapt. Nu? Tu când îți dai voie? Nu? Unde să duci? Să fii până la urmă vulnerabil. Că da. De fapt aici toată această împietrire denotă un soi de... Sigur. Cum să-i spun eu? Ca un soi de omnipotență. Și exact, a fi puternic, omnipotent, da? Adică eu, pe mine nu mă dărâmă nimic, eu fac față tuturor. Da, indestructibil. Pe mine moartea nu mă atinge. Le arăt, da, și că sunt în stare să-i îngrop pe toți, cum spunea. Și o expresie care șochează, dar dacă auzi în spatele acestor comportamente dure, durificate, pietrificate, aceste atitudini pietrificate în fața morții, da? Și în fața suferinței, îți dai seama că, de fapt, în contrapondere este o enormă vulnerabilitate și că în momentul în care ceva cedează, da, din pietrificarea asta se fisurează, este posibil ca toată magma de afecte, da, reprimate, suprimate, să facă explozie sau implozie. Îmi place mie, și cred că ți-am mai spus lucrul ăsta, să fac cumva în discuțiile noastre apel la folclorul popular, la proverbe și povețe și zicători, și în timp ce te ascultam mi-au venit două chestii interesante în minte. Una era următoarea zicală, hai să spunem așa, zicală. Ce nu te omoară, și cu siguranță ai auzit-o, ce nu te omoară te face mai puternic. Cred că despre asta te vorbim. Ce nu te omoară, da, fizic, te face mai puternic. Adică vezi, Doamne, suferința aia te întărește. Și despre această pietrificare, eu aș mai numi-o, și am mai făcut-o în alte rânduri, un soi de anesteziere. Da, amorțeală emoțională. Adică ajungi să nu mai simți. De fapt, tu îți negi latura umană din tine. Îți negi suferința atât de mult încât îți amorțesc simțurile. Nici nu o mai simți. Exact, da. Și asta, vezi, Doamne, denotă omnipotență. Adică sunt puternic. De ce? Pentru că am suferit atât de mult, viața m-a întărit. Și nu despre asta este vorba, pentru că nu există om care în toată puternicia și omnipotența lui să n-aibă un gram de vulnerabilitate. Și apropo de asta, îmi cer scuze, în timp ce povesteai despre exemplul tău cu să îi îngropi pe toți, și când îți mai dai tu voie de fapt să plângi, să jelești, uite, da, jelirea, da? Un cuvânt care, mă rog, chiar dacă are, să zicem, conotații nu foarte fericite sau nu foarte pozitive, când mă gândesc la cuvântul jelire, mă duce la cuvântul dor, mă duce la cuvântul doină, la anumite cuvinte tânjire, da, din nu tânjire, tânguire. Tânguire, jelire, da? Că a tânji înseamnă să-ți dorești ceva. Și mă gândeam în timp ce vorbeai, mi-a venit în minte... Da, e și tânjire, că tânjești după ce după
După cel care era în viață, exact, și-l iubeai și dacă e... Și mă gândeam în timp ce dădeai tu acest exemplu, mă gândeam la Vitoria Lipan din Baltagul. Da? Efectiv, da? Femeia puternică care merge și dincolo de emoții și de vulnerabilitatea ei ca femeie, că vorbim totuși despre o femeie, ia drumul barcăului sau pe unde merge ea să-și caute soțul despre care nu știe nimic și chiar în momentul în care poate află, are o reacție furioasă și de revoltă și poate și de negare ce s-a întâmplat, deși pe undeva ea se aștepta despre acest deznodământ. Dar poate că nici ea nu-și dă voie să plângă, decât la un moment dat, apropo de bocitoare, obiceiul nostru. Exact, chiar vreau să bocitoarele. Spun, da. Cum remarcă și Verena Cast, da, că în societățile sau unde se respectă, da, ritualurile de îngropare, înmormântare, pomenire, cumva tocmai prin aceste ritualuri, prin grupul respectiv, familial, social, comunitatea respectivă, îndoliatul își găsește un sprijin, da, să-și poată face dolul. Este foarte important procesul, travalul de doliu, dar tocmai ca melancolia aceea dură, destructivă, da, să nu ducă la anestezieri sau la prăbușiri, da, aproape de muchia morții propriei persoane. Foarte mult mi-a amintit cartea Verenei de Julia Kristeva, de exemplu, da? Soarele negru, depresia și melancolia prin scritură, dar m-a făcut să mă gândesc și la jurnalul de doliu al lui Roland Barthes. Da? Și iată de ce dau aceste exemple care nu sunt din domeniul psi, tocmai pentru că moartea semnificativă, da, în viața noastră ne determină să găsim resurse, da, să ne ținem în viață. Una din resurse poate să fie tocmai pentru că în această pierdere are loc o prăbușire simbolică și de vitalitate și poate chiar o încremenire a gândirii și a simțirii, să găsim resurse, precum scriitura, să poți să scrii. Dacă nu poți avea un dialog interior cu cel pierdut, așa cum ne spune Verena Cast, da? Nu ai forța să-ți duci acest dialog interior, da? Cu însoțitorul tău, cel pierdut, da? Internalizat, da? Ca un personaj intern, măcar să poți scrie despre ce trăiesc, ce ți se întâmplă. Nu neapărat, da, pentru că într-o oarecare măsură, da, nu, un jurnal intim, da, într-o oarecare măsură, într-o oarecare măsură scrisul, că tot l-ai pomenit, este și terapeutic. Și e un travaliu asupra morții, mortiferului din noi sau din existența noastră. Și mi-am amintit și de o carte, jurnal, oarecum autobiografic, dar nu în sensul concret așa al cuvântului, copilul Umbră de Tomese, care chiar a scris acel roman jurnal după moartea copilașului său de 5-6 săptămâni. E tulburător discursul, nu? Dar tocmai capacitatea asta de a transpune în cuvânt, de a transpune într-o scriitură sau poate, nu, în alt fel de manifestare și de prelucrare a trăirilor, simțirilor și experienței, că e în muzică, nu? Că este în pictură, în dans, în orice formă de, sau lucrul, da, la un laborator științific, cel care, da, lucrează în domeniul științelor și cercetării, că tot ce poți să faci ca sinele tău să își creeze, recreeze resurse vitale, creatoare, da, de viață mai departe, da, tocmai ca această configurație foarte fină, subtilă, da, a sinelui tău profund, individual și a sinelui tău relațional, da, să se poată să recapete, da, sensul de a trăi, sensul de a fi și continuitatea existenței. Iar aici cred că mai este ceva important și iar Verena tușează foarte, foarte fin acest aspect,
relațiile cu ceilalți, da? Sinele relațional configurat prin relațiile cu ceilalți, prieteni, da? Rude care mai sunt în viața apropiată, colegi, noi legături, dar asta să vină cumva și dinspre îndoliat spre ceilalți și dinspre ceilalți spre îndoliat, în funcție de capacitatea îndoliatului de a primi sprijin. Că este foarte dificil, sunt persoane care nu pot primi sprijin în momentul unei dureri și unei suferințe atroce. Sunt alte persoane care, împotrivă, se duc în vală spre un prieten, spre o rudă, spre cineva de care aproape se agață disperat și adictiv cumva, numai ca să supraviețuiască. Sunt alte persoane care au omul de suflet, care îi poate împărtăși într-o intimitate și într-o discreție aproape absolută, dar suferința prin care trece. Mi-amintesc, cineva chiar mă întreba ieri, trebuie să-ți mărturisesc, că de 2 săptămâni încoace nu a existat zi să nu-mi vorbească cineva despre doliu, pierderi, pierderi reale, pierderi de ființă, pierderi de profesie sau de faliment sau casă. Deja mă întrebam, domnule, oare faptul că eu parcurg această carte în toate sensurile și pe toate registrele ființei mele face să se deschidă în spațiul terapeutic și în spațiul interrelațional în care există o deschidere dinspre ceilalți care să-și mărturisească această experiență de pierdere și de doliu. Și ceva îmi spunea ieri despre o prietenă care i-a murit soțul, ei neavând copii, și care este într-o suferință chinuitoare, aproape la muchia morții. Îi vine aproape să-și ia viața, deși nu o să ajungă la momentul acela. Dar ea, doamna care îmi povestea, era năucită. Este o ființă rațional-intelectuală, mentalizează foarte mult totul, se sprijină pe mintea ei, chiar că refuză sau chiar că nu refuză emoția, o simte și găsește imediat soluții pragmatice, intelectuale. Și se uită așa și eu nu știu cum să o ajut pe prietena mea, că nu-mi dau seama de ce atâta suferință. Aș putea să o implic în anumite activități, în anumite, nu știu, să facem ceva împreună. Și asta mă frapa, că undeva nu auzea rezonanța suferinței la celelalte persoane. Nu putea, nu era acolo, da? În această matcă emoțională, matrice emoțională a durerii, pierderii. Și întrebând-o dacă ei a murit cândva cineva semnificativ, și a dat seama că nu. Și și-a pus întrebarea, oare cine, moartea cui m-ar sfârși așa, și s-a gândit imediat la cei doi copii, și a început să-și închipe, să-și figureze ce ar însemna. Pierderi de alt gen a avut, dar nu moartea cuiva drag. Și nici părinți, da, de bunici foarte, n-a avut legături semnificative, dar îmi spun că pentru fiecare pierderea, chiar și a unei ființe dragi, are o altă dimensiune. Fiecare persoană, fiecare om, da, investește în mod diferit, da, persoana semnificativă și pierderea ei. Și cred că mai ales atunci când vorbim de primul impact emoțional. Întotdeauna moartea cuiva, mai ales dacă ne surprinde, de exemplu, la o vârstă timpurie, să-i spunem. Îmi venea să spun fragedă, dar nu era cel mai bun timpurie. Cuvânt. În copilărie, adică, în adolescență. Sau în mai degrabă când ești prea mic, s-ar putea să nu realizezi. În momentul în care ești în perioada, să zicem, adolescenței spre tinerețe, spre prima tinerețe, undeva în jurul vârstei de 18, 20, 25 de ani, și în momentul în care nu ai ajuns, și o spun din propria experiență, în momentul în care nu ai ajuns să ai propria ta familie, proprii tăi copii, și unde legătura
cu părinții este destul de importantă și poate că ai stat cu părinții, le-ai simțit prezența tot timpul și în momentul în care nu ești departe la casa ta cu familia ta, când cumva se mai estompează un pic din legătura aceea emoțională cu părintele, da? Îl privești așa un pic cu o oarecare distanțare, tu având propria ta familie, în momentul acela impactul morții primului părinte este extrem de puternic. Și un foarte scurt exemplu, moartea tatălui meu la vârsta mea de 30 de ani, nici nu împlinisem, a fost mult mai copleșitoare, mult mai sfâșietoare, mult mai dureroasă suferința, în condițiile în care nu aveam o relație prea bună, da, cu tatăl meu. Și cu toate astea, în momentul morții mamei mele, cu care aveam o relație foarte, foarte apropiată, suferința nu a fost atât de mare cum a fost în cazul tatălui. A fost mult mai complicată în cazul tatălui. Tocmai că au fost sentimente amestecate. Și am stat și m-am gândit și de ce. În primul rând, în momentul în care ai propria ta familie și proprii tăi copii, te focusezi cumva pe propria familie și mai ales dacă pierderea părintelui se întâmplă la o vârstă matură, să spunem, nu știu, peste 40, 45, 50 de ani, parcă simți lucrurile altfel. În momentul în care nu ai familie și nu ai decât părinții, să presupunem, și lucrul ăsta se întâmplă la 20, 20 și ceva de ani, lucrurile sunt mult mai efectiv mai... își pun mai puternică amprenta asupra suferinței tale. Este mult, mult mai dureroasă. Și atunci chiar mă gândeam, zic, care ar fi explicațiile mai mult sau mai puțin plauzibile pentru care simt într-un anumit fel într-un context, simt într-un anumit fel într-alt context. Iarăși un lucru important, apropo de pierdere, este obișnuința. Tot ce a însemnat. Obișnuința cu iminența pierderii. De exemplu, în cazul părinților, noi ne gândim foarte clar, băi, trăiesc cu teamă, Doamne ajută să trăiască cât mai mult, le urez sănătate multă, dar voi fi eu pregătit. Și chiar dacă crezi că ești pregătit, tot impactul tot puternic este. Și am mai observat un lucru și tu poți să-mi confirmi dacă este așa sau nu. În momentul în care un părinte, să spunem, suferă de o boală, o boală care se întinde pe câțiva ani de zile și unde tu cunoști bine boala părintelui, că te informezi, da? Momentul îl privești cu mai multă detașare. Cumva te obișnuiești cu iminența morții părintelui din cauza acelei boli. În momentul în care se întâmplă... Vine pe neașteptată, brusc, pe neașteptată. Vine pe neașteptată. E copleșitor. În câteva luni, într-o lună, două, trei, cinci, s-a întâmplat. Da? De fapt, aici, apropo de perioada asta pandemică, dacă e să facem bucla acum spre final, aici este foarte dureros pentru marea majoritate. Chiar că toți știm, cu toții știm că oricine poate să, da, prin infectare și toate consecințele virusului, da, poate muri, cu toate astea, da? Toți sunt copleșiți în momentul în care cineva drag moare. Nu contează că a fost în vârstă, că e mai tânăr sau că e chiar adolescent, au fost și adolescenți, chiar și copii care au murit în urma infectării cu coronavirus. Și deși știm că această amenințare plutește și pe oricare dintre noi, da, ne poate privi, în momentul când se întâmplă e foarte dureros. Adică, asta, la un moment dat, această pregătire intelectuală, nu? Ești conștient că se poate muri, nu ajută cu adevărat în momentul în care chiar se întâmplă. Când treci prin experiența asta, că este și emoțională, profund emoțională, profund semnificativă, și îți dai seama de vulnerabilitatea în fața morții, de realitatea morții, de realitatea morții oricui, indiferent, da, de gradul său de sănătate până atunci,
sau de capacitatea sa de a se autoapăra sau de tot ce a putut să facă, să supraviețuiască, în momentul când s-a stins omul acela, tot te afectează. N-are cum să nu te afecteze. Și am apreciat iar la Verena Cast, nu aici în carte, cred că într-un interviu al său, vorbea despre curajul de a fi furios și aș adăuga eu chiar curajul de a fi înfricoșat. E un paradox. Chiar să ai curaj să-ți accepți, da? Spaima, teama, frica. Fricile. E firească. E firesc, da, să fii îngrijorat. E firesc, da, să simți, da, toată această dărută, toată această durere, dacă chiar pierzi pe cineva. Și mai ales că pierzi sensul a ceea ce ai făcut și ai trăit până în acest prezent și încerci să redai sens. Da, la ce urmează să ți se întâmple, să se întâmple. Curajul de a fi furios, curajul de a fi vulnerabil, curajul de a fi înfricoșat, curajul de a trece prin durere și prin suferință și capacitatea de a te regăsi pe tine și a-i regăsi pe ceilalți semnificativ din viața ta și ce e esențial în viața ta, cred că sunt câteva soluții, da, de trecere, da, prin aceste momente extrem de dificile și care se vor prelungi și consecințele lor sunt de fapt mai greu de suportat decât ce trăim actualmente. Consecințele se vor întinde pe niște ani, zeci de ani. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre doliu și separare, Verena Cast, fazele și oportunitățile procesului psihologic în cadrul campaniei Pierdere și Transformare, cum depășim momentele dificile din viața noastră. A fost alături de noi Daniela Luca, psihanalist, doctor în psihanaliză, președintele Asociației Româno-Franceze de Psihoterapie, psihoterapeut. Îi mulțumim foarte mult pentru că a onorat și de această dată invitația noastră de a vorbi pe un subiect frumos, ne vine să-i spunem un subiect frumos, chiar dacă în spatele acestei frumuseți noi vorbim totuși despre doliu, despre pierdere, despre anxietate, despre angoasă, despre frică, spaimă, neliniște și despre emoții. Cartea Verenei Cast, Doliu și separarea, o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Pierdere și Transformare. Noi ne dăm întâlnire, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!